tot. Domnul Bosan, vă rog. Da, domnule Filat, dumneavoastră recunoașteți că sunteți țintă unui atac, dumneavoastră personal în calitate de lider și formațiunea pe care o reprezentați, fiindcă este cea mai mare. Este adevărat că în joc este soarta, hai să zicem așa, alegerii pe care trebuie să o facă Republica Moldova la 30 noiembrie. Totuși, este foarte important ca să fie limpezite lucrurile. Da. Ceea ce a prezentat domnul Ioniță, ca să terminăm cu acest subiect, sigur că sunt supoziții și... Dar sunt niște supoziții grave. Da, sunt, nu, el, extrem de grave. Nu, ele sunt supoziții, dar domnul Ioniță a făcut situația mult mai gravă pentru că v-a acuzat. Acum, îmi mai uit în schemele lui Vecislav Ioniță și vreau să înțeleg un singur lucru. Dacă el desenează un lanț de relații dintre un șir de bănci, eu imediat îmi dau seama că dacă în acest lanț sunt mai mult de două derinci, deja apar probleme. Așa. Pentru că de la veriga X la veriga X plus 1 pot fi un banc care poate să aibă mii de tranzacții. O singură problemă este aici foarte, foarte importantă, ca să vedem dacă este suport sub ceea ce spun, măcar suport. Dacă suma, prima sumă, primul transfer de la banca numărul 1, banca de economii, până la capătul lanțului, dacă este aceeași sumă, deja putem presupune că el deci are niște raționamente care țin. Dumneavoastră v-ați uitat în această schemă. Este suma care începe de la A până la Z aceeași. Pentru că asta ar fi într-adevăr foarte... Odată. Dacă ați analizat, eu vă întreb, pentru că este singurul lucru care poate fi... Odată că eu nu am analizat și nu este cazul să analizez fiecare tâmpenie care apar. Doi. Nu sunt eu cel care deține actele contabile sau urmăresc și se ocupă într-o companie sau altă. Trei. Eu pot să vă spun cu certitudine că toate aceste legături care au fost prezentate sunt false. Și lucrul ăsta încă o dată va fi demonstrat. Dacă eu nu aveam certitudinea respectivă și dacă nu eram sigur, nu veneam aici public și spuneam lucrul ăsta. Ceea ce îmi pare mie rău, și îmi pare foarte rău, că în Republica Moldova, oricine, în cazul dat nu este oricine, este o persoană care deține funcții, poate să-și permită să vină într-o manieră artistică, haideți să recunoaștem, pentru că dacă el avea gândul cetățeanului și a țării, nu făcea spectacolul ăsta de prost gust, sesiza organele respective și își realiza scopul. Asta demonstrează încă care este, de fapt, scopul. Dacă o să vă uitați, mâine, două ședințe, iar fără quorum, petrecute, pentru a transmite anumite mesaje. Și care duc, din păcate, sau care au ca și obiectiv pe acest segment, destabilizarea în sistemul bancar. Și lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Deci ieșirea unuia, urmată imediat de ieșirea altuia... Da. Consecințele sunt grave, eu sunt de acord. De asta, destabilizarea sistemului, subminarea... Doar un pic. Forța exemplu este incontestabilă. Dacă este să ne uităm pe experiența Bulgariei, cum au procedat recent, nu atât de mult, de fapt, și o să vedeți cum merge schema respectivă a bulgărilor de zăpadă. Și aleg o miză, o persoană sau cineva să discute, să fac scenarii diferite, după care pas cu pas tensionează situația. Eu vreau să vă spun că noi, Republica Moldova, avem nevoie în continuare de fortificare a instituțiilor în așa fel încât să reacționeze prompt. În lumea civilizată, pentru asemenea acțiuni și pentru chemări de genul care se fac în zile respective, oamenii fac pușcărie. Asta este, este un lucru. Cândva și dumneavoastră ați făcut așa declarații. Despre ce? La adresa unor parteneri de coaliție. Eu vorbesc acum. Nu, haideți să vorbim. Au fost declarații politice. Dar de ce Vecislav Ioniță nu are dreptul să facă declarații? Asta e o chestie. Asta e o chestie care am vrut să vă întreb. Dacă dânsul ieșea, aș spunea cu compania care mi-a cunoscut atât. Și Dragoș Galbur, aici chiar e ultima întrebare la acest subiect. Dragoș Galbur, pe pagina noastră Facebook vă întreabă, sunteți gata să treceți detectorul de minciuni la acest subiect? Eu sunt gata să compar în fața instanțelor și să ofer orice răspuns la întrebările care sunt de interes. Dar detectorul de minciuni?